Bună dimineața din nou. Astăzi am o salată, o salată mai specială, specifică și de data aceasta anotimpului friguros de afară. Dar parcă nu poți să începi ziua bine dacă nu bea o cafeluță aromată. Știi, parcă... Sunt de acord. Nu știu... Fără o cafeluță aromată, parcă sunt lipsit de creativitate. Știi, dintr-o dată mă trezesc la viață și mă gândesc la preparatul meu de astăzi, care trebuie să iasă excelent. Aveți nevoie de următoarele ingrediente. În primul rând, aveți nevoie de rasol de vită. Acest rasol pe care, în general, îl folosiți pentru supă. Clar că acesta trebuie fiert, este singurul care trebuie fiert. În rest, vorbim numai despre copturi. Și anume, aveți nevoie de speclă roșie, selină și cartofi. Toate aceste trei ingrediente trebuie coapte la cuptor. Mai aveți nevoie însă și de mere, iona, tane de preferință, pentru că sunt foarte, foarte aromate și acestea trebuie să stea la cuptor, dar nu mai mult de 5 minute, pentru că trebuie să rămână ușor al dente. De specificat că acestea se adaugă la sfârșit în salată. Este o salată delicioasă. Cu un suport din maioneză. Iar dacă adaug speclă roșie, nu se poate să nu adaug și un pic de hrean foarte, foarte proaspăt. Și ghebele murate fac parte din salata mea. Și bineînțeles, decorul de rigoare cu struguri și cu multe alte bunătăți. Mai multe detalii vă dau pe parcursul emisiunii.